PSD solicită Uniunii Europene o reacție la acțiunile autorităților de la Chișinău îndreptate împotriva României. Reprezentanții PSD doresc ca și OSCE să se asigure că provocările conducerii comuniste din Republica Moldova nu vor produce evoluții noi în chestiunea transnistreană. Cerem de asemenea o reacție fermă de răspuns a Uniunii Europene față de modul în care Chișinău înțelege să încalce acordurile cu Uniunea Europeană, dar și față de acțiunile autorităților moldovene îndreptate împotriva României, un stat membru al Uniunii Europene și a cetățenilor săi. Cerem, în fine, o organizație pentru securitate și cooperare în Europa și Uniunea Europene să ia măsurile necesare pentru a se asigura că provocările autorităților Republicii Moldova la adresa României și prin intermediul ei la adresa Uniunii Europene nu vor fi folosite ca o manevră pentru punerea comunității internaționale în fața unui fapt împlinit referitor la problema transnistreană. Totodată, liderii PSD au criticat și faptul că președintele Traian Băsescu nu a oferit în public un răspuns la ultimele acțiuni ale autorităților moldovene îndreptate la adresa României. Este foarte grav faptul că președintele României, care de-a lungul timpului a avut nenumărate ieșiri publice în legătură cu subiectul Moldova, nu și-a făcut încă datoria de a fi prezent la cel mai înalt nivel pentru apărarea intereselor națiunii în plan internațional. Socialdemocrații au mai criticat și faptul că guvernul moldovean și-a permis de asemenea să continue proferarea unor acuzații grave la adresa României și să provoace escaladarea unilaterală a tensiunilor relațiilor dintre cele două țări vecine.